Famiglie Unite Ufficiale Audio. Hai să vedem pentru primul membru. Costi, vreau să spun, este un mentor foarte bun, ne învață numai de bine. Știi ce vreau să spun? El nu cade niciodată, niciodată la pământ. Suru este un om cumpătat, a ținut mereu familia unită. Nu cade niciodată la pământ, ține mereu fruntea sus. Virgil, fratele meu, vreau să spun, mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru familia asta și că o ținem cât mai sus. Remus este un rapper mare care zice peste hotare unde merge, rupe cu muzica sa. Dar vreau să spun, asta am învățat, Marian, vreau să spun și ție, frate, că tu nu o arzi în perversitate ca alții care sunt perveri. Dar vreau să spun, tu ai renume și caracter. Iulia, vreau să spun ceva, tu ești frumoasă în felul tău, dar toată lumea zice așa, că n-ai făcut nimic pentru familia asta, dar uite că lumea vorbește prost. Dar vreau să spun, ta pe coate, e maticulos, nu mai știu ce să spun, ai valoare și aici, dar și peste hotare. Erica, vreau să spun ceva, nu te lăsa bătută în fața nimănui, pentru că tu cazi la pământ. Natalia, vreau să spun, n-ai căzut niciodată la pământ și n-o să cazi niciodată, pentru că ai vorbele frumoase cu tine. Și încă o dată o spun, mă dă, este o fată cumpătată, dar și foarte frumoasă este și respectată. Alexandra, vreau să spun ceva, nu am cuvinte să te descriu în piesa asta. Hai să vă mai spun ceva pentru Ligia, este o mamă bună, bună pentru mine, a tras mereu ca să-mi fie mie bine, dar a tras cu mine prin spitale zi și noapte ca să-i fie, să-i fie băiatul mare. Mama, am 19 ani, ție îți mulțumesc că sunt aici pe pământ și că trăiesc. Casa de papel are renume, dar are și caracter. Casa de papel are renume, dar are și caracter. La casa de papel are renume, caracter, dar vreau să spun, frățioare, ăsta sunt eu, o dau pe beat una-ntuna, nu mai uita ce gura, dar după două luni vine și furtuna. Mulțumesc pentru voi, am fost Remus HM.